poți utiliza sistemul multimedia OpenRLink pentru a afișa fluxul de energie și consumul de energie. Acest lucru te va ajuta să îți gestionezi mai bine consumul de energie. Pe ecranul multimedia, cu vehiculul staționar, accesați secțiunea Vehicul și selectați Electric. În fila Energie, poți afișa fluxul de energie al vehiculului, care arată când este consumată energia și când aceasta este recuperată pentru a reîncărca bateria. Selectează Consum pentru a urmări consumul de energie în mod dinamic, sub forma unei reprezentări grafice. Aceasta îți prezintă o diagramă, minut cu minut, a consumului mediu de energie al vehiculului din ultima jumătate de oră a călătoriei. Rețineți că puteți vizualiza fluxul de energie și consumul de energie al vehiculului dumneavoastră din vizualizarea widget.